Bună seara și bine v-am găsit la Actual Regional. Sunt Paul Olar. Mult e dulce și frumoasă limba ce-o vorbim, altă limbă armonioasă, ca ea nu găsim. Ați mai auzit aceste versuri celebre ale lui Gheorghe Sion, însă dacă stăm să citim pe rețelele de socializare, ne putem întreba, mai e dulce și frumoasă limba română? Răspunsul o să încercăm să-l aflăm în această seară. Astăzi sărbătorim Ziua Limbii Române și marcăm momentul cu o discuție alături de profesorul de limba și literatura română, Adrian Mureșan, de la Liceul Teoretic Avram Iancu din Cluj-Napoca. Bună seara, domnule profesor! Bună seara și vă mulțumesc pentru invitație! Mulțumesc că ați acceptat invitația noastră în această zi specială și vă întreb din capul locului, cât de dulce și de frumoasă e în prezent limba română? Dacă avem în vedere dimensiunea ei literară, adică dacă avem în vedere și faptul că se mai citește, slavă Domnului, literatură la noi, atunci vă dați seama că pentru mine o astfel de întrebare poate să pară retorică. Răspunsul meu este firește, afirmativ. O cere întrucâtva și formatul sau fișa postului meu de profesor de limba și literatura română. Cum apreciați totuși felul cum se exprimă în prezent oamenii, în special pe rețelele de socializare? Pentru că acolo vedem adesea fel și fel de comentarii la postări în care oamenii nu știu cum să scrie corect anumite cuvinte, nu știu să se exprime corect, fac greșeli gramaticale. Dacă nu știu și dacă întreabă sau solicită un ajutor în acest sens, este bine, este încă bine. Ama, eu n-aș vrea să... Vă înțeleg perspectiva dumneavoastră, dar n-aș vrea să cădem într-un păcat, să spun așa, unilateralități. Adică, bun, dacă acesta, vorbirea, să spunem, defectuoasă, pe aceste rețele de comunicare, de socializare, nu cred că această vorbire este singurul sau se reprezintă singurul mare vinovat pentru situația actuală a limbii române din acest punct de vedere. Da, acesta este unul dintre elementele negative, dar cred că pe lângă acesta sau pe lângă concurența audiovizualului, despre care s-a tot scris în ultimii sau s-a vorbit în ultimii 20-30 de ani, cred că există și alte cauze. Cred că avem și noi o vină. Când spun noi, mă exprim, știți, așa ca la biserică. Adică noi, adică sistemul. Așa cum cei de la biserică spun, toți suntem biserica până la ultimul mirean, probabil că așa ar trebui să ne asumăm și noi în sistemul instituționalizat al limbii, adică nu mă refer la școala românească, probabil că și școala are o vină. Dacă am timp să detaliez puțin... Timp este, vă rog. Da? De ce cred că există aici o vină? Pentru că, și vreau să răspund și de ce am acceptat invitația dumneavoastră, pentru că, bun, eu sunt profesor de română, dar specializarea mea sau specializările mele ultime, mă refer la masterat, doctorat și așa mai departe, nu sunt neapărat în domeniul limbii, ci în domeniul literaturii. Și atunci, de ce, iată, m-ați invitat, sau de ce am acceptat această invitație în dauna altor figuri proeminente din floarea cea vestită, pentru că realmente avem profesori foarte capabili și foarte talentați de română. Deci am îndrăznit să răspund afirmativ invitației noastre și cumva de ce există o problemă? Pentru că o problemă în domeniul limbii, pentru că studiul limbii, în cazul nostru studiul limbii române, este pentru mine indisolubil legat de lectură, de lectura literară și de literatura însăși. Sigur, atât de textele literare cât și de textele non-literare. Or, dacă acolo există o fisură fundamentală, și eu cred că acolo este principala problemă, dacă privim franc problemele pe care le avem în zona noastră, profesorilor de română, de gimnaziu sau liceu.
Acolo este problema cea gravă și anume în, să spun așa, didactica lecturii. Acolo este miza cea mare, acolo este peștele cel mare, dacă vreți, în ziua de astăzi, pentru că acolo sunt cele mai mari carențe și pentru că acolo este, practic, munca cea mai grea. Să reușești să-i convingi, să-i determini pe cei mai tineri decât tine să îți urmeze până la urmă exemplu, exemplu personal. Și asta, asta depinde oricâtă didactică, metodică și structuralism am învățat, asta depinde într-o foarte mare măsură totuși și de principala resursă a învățământului, care este profesor. Sigur, de votamentul, de munca lui, poate chiar și de carisma lui și așa mai departe. Deci sunt unele lucruri care sunt variabile. Nu orice succes al unei lecții depinde de o anumită ecuație bătută în cuie. Și atunci, în momentul în care noi avem probleme grave, aici mai ales, pe zona aceasta a lecturii, vă dați seama că și limba, sau în primul rând limba, are de suferit. Punerea ei în practică, funcționalitatea ei și așa mai departe. Și atunci, de ce spun că sistemul are o oarecare vină aici? Pentru că didacticile ultime, hipermoderne, să le spun așa, cele mai actuale, au făcut numeroși pași înspre bine în alte domenii, în didactica oralului, în didactica redactării, însă în didactica lecturii, care mi-e teamă că încă suntem puțin blocați, într-un soi de formalism. La ce mă refer? Elevul în gimnaziu, în liceu, chiar dacă programa îi prezintă oferta, așa cum chelnerul îi oferă meniu într-un restaurant de lux sau mai știu eu de care, el mai degrabă receptează această lectură ca pe un fenomen diferit de față de adevărata lectură. Care adevărată lectură? Haideți să privim înspre forul interior fiecare dintre noi și să admitem că e mai degrabă, aici mă refer la lecturile literare, în primul rând, e mai degrabă o lectură privată, e mai degrabă acea lectură de plăcere, acea lectură privată, particulară. Și nu asta ar fi important, domnule profesor, ca elevii să citească în primul rând de plăcere, să găsească un astfel de hobby? V-am invitat în cadrul emisiunii pentru că sunteți un profesor tânăr, apropiat de tânăra generație, să spunem, chiar dacă predați de ceva ani. Cum pot să fie elevii mai atrași de literatura românească, pentru că există și acea problemă cu autorii canonici care nu sunt foarte pe placul elevilor și ați amintit la un moment dat programa. Programa nu s-a schimbat de mulți ani. Da, acum aici sunt mai multe compartimente. Întrebarea noastră este foarte bine aleasă, dar în elaborarea unui răspuns trebuie totuși să ne păstrăm un echilibru în privința autorilor canonici. Vreau să spun din capul locului că, pe de o parte, nu împărtășesc viziunea anumitor profesori, între ei nume onorabile în ultimii ani, care consideră că autorii canonici sunt cu totul perimați. Exemplu marilor clasici, mă refer aici la Eminescu, Creangă, Caragiale și Slavici, dar și la alți scriitori, nu cred... sau hai să mă exprim direct, catafatic, nu apofatic. Cred și mărturisesc că fiecare dintre acești autori, Eminescu, Creangă, Caragiale, Slavici, are în continuare ceva de spus, nu puțin, elevului din ziua de astăzi. Problema este canalul de comunicare. Și acum trec în cealaltă parte. Pe de altă parte, cred că fișa postului unui profesor în actualitate trebuie să țină cont de această actualitate la modul cel mai activ cu putință, în sensul în care profesorul trebuie, părerea mea, să se intereseze de fenomenul cultural, literar, artistic, la zi.
Și dacă profesorul citește literatură contemporană, literatură de ultimă oră, literatura celor mai buni, celor mai prizați autori români contemporani, mă rog, și nu numai, dar în primul rând români, eu sunt absolut sigur că și elevii săi, presupunând că există o comunicare coerentă între cele două părți, și elevii săi îi vor urma modelul. Ca să răspund întru totul, sau mă rog, să nuanțez un răspuns la întrebarea noastră, sigur că există soluții multiple. Prima, cea mai importantă, am spus, este exemplul profesorului. Apoi există, firește, aceste strategii care, sigur că ele sună foarte bine când le menționăm, dar rămâne și să fie puse în practică. Caracterul interdisciplinar, caracterul transdisciplinar, prin care al scenariilor didactice, prin care de la limbă sau literatură ajungem la istorie, ajungem la geografie, facem hărți literare, ajungem la teatru. Vedeți, exemplul cu teatru este, cred, extrem de binevenit. Sigur că nu oricine poate să aibă o asemenea deschidere, dar nu trebuie să scoatem absolvenți de actorie sau candidați la actorie de pe băncile liceului sau, mă rog, ale gimnaziului. La urma urmei, profesorul este un astfel de regizor extrem, sau ar trebui să fie un astfel de regizor extrem de discret, care să ghideze până la urmă grupul, comunitatea elevilor spre formarea de competențe, spre achiziția de noi cunoștințe și sigur că în acest scenariu teatral, dacă vreți, manualul, care este, mă rog, doar o versiune a programei, nu avem un manual unic, nu mai avem un manual unic, manualul este, dacă vreți, recuzita, condițiile temporale și afective ale elevilor sunt, cum să vă spun, echivalentul luminilor și al decorului în teatru și așa mai departe. Eu cred foarte mult în această ipostază a profesorului de ghid în raport cu elevii, în raport cu lectura și așa mai departe. Adică o poziție pe cât se poate echilibrată. Adică nici una care să invite la haos, îmi este imposibil să nu evoc aici pentru telespectatorii dumneavoastră cazul celebrului roman Împăratul Muștelor, mă rog, pe care elevii îl studiază teoretic în clasa a noua, nu? Unde niște copii ajung pe o insulă și în absența factorului matur din viețile lor ajung la haos. Și în paralel se discută despre faptul că orele de gramatică nu ar fi suficiente în școală. Ce părere aveți? Da. Ați gândit foarte bine întrebările, dar acesta era încă un aspect asupra căruia voiam să revin. Îmi place faptul că unii autori de didactici de actualitate, adică de cărți, materiale de studiu pentru dezvoltarea profesorilor, la asta mă refer atunci când spun didactici, mă bucur că mai nou unii autori de didactici recunosc această greșeală a sistemului sau o denunță, chiar dacă o fac cu jumătate de gură. Cred că această decizie luată în urmă cu, cât să fi trecut, 20 de ani, de a nu elimina, dar de a elimina cu totul gramatica din liceu, dar de a presupune că la nivelul liceal elevul deține deja acele cunoștințe de bază, în contextul în care lumii pe care o trăim și care acordă din ce în ce mai puțină atenție lecturii literare, să zicem în primul rând, pe care eu personal o văd drept principală pentru dezvoltarea limbii. Ei bine, într-un astfel de context s-ar putea ca această decizie luată acum 15-20 de ani să nu fi fost întru totul fericită. Sigur că în liceu, n-aș vrea să mă fac prost înțeles, se studiază elemente
de limbă. Însă ele, precum știți, probabil, sunt substituite sau sunt gândite pe două zone, practica funcțională a limbii, ceea ce nu este același lucru cu ceea ce au făcut în cel puțin în intervalul dintre clasa 5-a și clasa 8-a, și apoi, sigur, literatură în liceu. Ori lucrurile sunt destul de complicate aici. Eu mi-aduc aminte, vă mărturisesc, cred că era în jurul anilor, pe versantul anilor 2000, spre finalul anilor 2000 s-a luat această decizie și țin minte cât de șocat am fost atunci ca profesor debutant când am văzut, de pildă, în perspectiva probelor de bacalaureat, pentru că și ăsta e un criteriu destul de tiranic, foarte puternic, astfel încât poate deveni tiranic. Și anume, cum este gândită programa de bacalaureat și cum sunt gândiți itemii, adică exercițiile, care de fapt aduc cu sine un mod de gândire, dacă nu un modus vivendi în domeniul disciplinei. Ei bine, am fost în vremea respectivă, când s-a produs acest seism, a fost puțin surprins și dezamăgit, recunosc, atunci când am văzut că, de pildă, proba orală de bacalaureat a fost înlocuită. Sigur că era rost de îmbunătățirea ei, dar, în opinia mea, chiar și după atâția ani, cred că varianta actuală nu este cea mai bună. Este vorba despre înlocuirea probei orale de literatură, așa cum era gândită atunci, cu cea, așa cum este gândită acum, care, practic, eludează, evită, să spun așa, elementul literar sau literaturocentric, interesul prioritar pentru literatură, și se rezumă la, poate ați văzut niște subiecte de proba orală, la această practică funcțională a limbii, la analizarea unor textului, depinde, de pildă. Da, la unor registre ale limbii, identificarea unui tipar al textului, adică, iertat în fie, dar în unele privințe parcă ne întoarcem în clasa 8-a sau înainte de clasa 8-a. Adică aici sunt două variante. Ori o îmbunătățim, ori, iertați-mi gluma, dată fiind pandemia în ultimii 2 ani, ori mai bine o scoatem cu tot. Așa cum a fost situația în ultimii 2 ani. Și cu siguranță trebuie să o îmbunătățim. Domnule profesor, ne apropiem de finalul intervenției noastre. V-aș ruga să transmiteți un mesaj astăzi de Ziua Limbii Române. Un mesaj scurt, succint, transmis din suflet, așa cum faceți de multe ori în fața clasei. Eu le-aș spune foarte simplu elevilor de gimnaziu sau de liceu că limba română sunteți voi. Sau limba română suntem noi împreună. Deci nu e nimic pierdut, nu e nici nimic câștigat înaintea vreunui război, totul depinde de ceea ce facem acum și aici. Limba română suntem noi. Domnule profesor Adrian Mureșan, vă mulțumesc pentru explicații și pentru prezență în emisiune și mult succes în noul an școlar alături de elevii dumneavoastră. Luna septembrie aduce evenimente importante la Cluj-Napoca și de această dată nu o să mă refer la Untold, ci la un alt fel de festival de muzică. Rock and Blues Night Festival by Cluj Blues Fest se va desfășura în perioada 18-19 septembrie în parcul unui centru comercial din Cluj-Napoca. Aflăm toate detaliile de la organizatorul evenimentului, lui jurnalistul Tiberiu Fărcaș. Tibi, te salut, îți mulțumesc pentru prezență. Bună seara tuturor și salut, Paul, mulțumesc frumos pentru invitație. Tibi, la ce să ne așteptăm de la acest eveniment de muzică de calitate, așa cum ne-ai obișnuit în ultimul an și în ultimii ani, de altfel? Este vorba despre, să zicem, prima ediție a unui festival de două zile, pe care este intitulat, așa cum ai spus, Rock and Blues Nights by Cluj Blues Festival. Este un puiuț, să spunem, a festivalului Cluj Blues Fest, festival, zic eu, tradițional în Cluj, singurul festival de blues aflat la 6 ediții. Anul acesta noi am dorit să facem a 6 ediție cu artiști internaționali, dar ca în fiecare an, dar din păcate, cifrele de pandemie
Și țările din care proveneau acești artiști ne-au făcut să reprogramăm pe 2022. Și să nu-i putem aduce, pentru că sunt două țări care sunt în carantină și nu au putut să vină. Nu puteau să vină în perioada programată. Era 17-18 septembrie. Așa că am reprogramat pe 2022, am stat un pic și ne-am regrupat și am lansat Rock and Blues Nights by Cluj Blues Festival, un alt festival, la, să zicem, un puiuț cu artiști români. Noutatea sunt artiștii români de blues. Unii au mai cântat la Cluj-Napoca. Dă-ne câteva nume, este cazul Tibi, lui Marcian Petrescu cu trupa lui Trenul de Noapte. Câteva nume, Tibi, nu ne ține asta. N-am auzit, te rog să repet. Te rog, Tibi, da, să ne spui câteva numele. Numele care vor concerta la Cluj-Napoca, da, da, vor urca pe scenă în primul și în primul rând lansare de album de blues la Cluj, album intitulat Drifting Blues, al trupei Marcian Petrescu, în Trenul de Noapte, cel mai bun solist de muzicuță de blues din România, de altfel un foarte cunoscut muzician de blues pe toate scenele de blues și festivalul din România. Asta va fi în închiderea festivalului duminică 19 septembrie. Vor urca pe scenă sâmbătă 18 septembrie la Julius Park, un parc superb și un loc clasic deja de evenimente, timișorenii de la Quo Vadis, una dintre cele mai vechi trupe de blues din România cu 25 de ani de activitate. Apoi, trupa Roxanei Stroie, fica marelui baterist, regretatului mare percuționist Constantin Stroie, percuționist de jazz din Constanța, nume greu în aria jazzului și bluesului, Roxana Stroie și Foxy Lady Band, cu trupa ei de blues, cu o solistă vocală din București, Cătălina Oana Beta, foarte, foarte apreciată. În a doua zi, 19, va cânta, cum a spus, Marcian Petrescu și vor deschide timișorenii de la Leslie Wolf and the Groove Makers. O noutate este, din nou i-am invitat pe clujenii de la The Green Onions, copii de adolescenți de 18, 19, 20 de ani, pasionați de blues, școliți la Academia Voltage Academy, care ei vor deschide sâmbătă la ora 18 acest festival de blues, de muzică live, în acel parc superb din cartierul Gheorgheni, de pe malul lacului Gheorgheni. Ce și bineînțeles, să transmiteți avem o surpriză printr-un astfel de eveniment, Tibi? Ce mesaj dorim să transmitem? Ce încercați să transmiteți, dorim să, da, în primul rând, astfel de eveniment? De muzică, da, bună, pe care o pot asculta. Nu, este muzică bună, este muzică live, este muzică cântată la instrumente, este muzică cântată cu foarte mult feeling, foarte multă trăire, simțire, dinamică. De ce rock și nu doar blues? Pentru că două din cele cinci formații, dar vor fi de fapt șase, pentru că vom mai invita o trupă surpriză pe care încă nu pot să o anunț, vor aceste trupe... Tibi, dacă ne auzi, ce surpriză ne pregătești? Ia să vedem. Da, avem și o problemă cu conexiunea. Colegul nostru, jurnalistul Tibi Fărcaș, se află într-un concediu și așa am reușit să îl prindem timp de câteva minute pentru intervenția noastră. Așadar, doamnelor și domnilor, Cluj Blues Fest se va desfășura în perioada 18-19 septembrie în parcul unui centru comercial din Cluj-Napoca. Este un eveniment de muzică specială, la fel cum a fost și Cluj Folk Fest, un alt eveniment desfășurat de către colegul nostru Tiberiu Fărcaș. În continuare văd că avem o problemă cu conexiunea. Nu putem să-l auzim pe Tiberiu Fărcaș. Cred că ne pregătea o surpriză. Doamnelor și domnilor, n-am reușit să reluăm legătura cu Tiberiu Fărcaș. Eu vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii noastre, rămâneți alături de TVR Cluj, la revedere!